Joi de la ora 16 a avut loc lectura publică susținută de domnul Liviu Antonesei la Sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și scriitorul Flavius Lucăcel. Liviu Antonese este scriitor, cercetător științific, jurnalist de presă scrisă, radio și televiziune. Titular al mai multor rubrici la publicații din țară și din SUA, Canada, Franța. Între altele, între 2003 și 2009 la Cotidianul, iar din aprilie 2010 până în august 2012 la Adevărul. A debutat în 1988 cu volumul Semnele Timpului, eseuri, și a publicat mai mult de 10 volume de literatură și despre literatură, poezie, proză, eseuri. A publicat de asemenea 6 volume din domeniul științelor educației. Iar o parte din colaborările lor s-au și materializat din interviuri, din cărți și chiar Liviu Antonese a scris o postfață la o carte a lui Vasile Bogdan, o carte de interviuri cu Virgilie Luca și Monica Lugescu, pentru că el însuși a avut o experiență similară cu câțiva ani înainte. Despre cartea de Vasile Bogdan, eu am scris în pagina de Cărți Prozimane și acolo am făcut câteva cuvinte la postfața pe care Liviu Antonese nu scrisese despre cartea de Vasile Bogdan. Mai mult o să spună chiar Liviu Antonese despre activitatea lui din cercul bine cunoscut, bănuiesc, celor care m-a ascultat atunci Europa Liberă, din care au făcut parte Liviu Candropo, Dan Petrescu, au fost cine? Luca Pizu, așa, deci ei știu mai bine, au trecut peste 20 de ani atunci. Eu m-aș opri asupra poeziei lui Liviu Antonese, care se pare că e un domeniu acum oarecum neglijat de către autor. Însă am zis că aș vrea să refac oarecum configurația acestei generații, care nu se poate concepe fără prezența sa și din cauza aceasta am și adus aici, am adus o serie de interviuri pe care Valeriu Bârgeru, din păcate, dispărut între timp, tot un poet precis, ceva mai mare decât ceilalți, a făcut-o în revista Tribuna din Cluj. Aici este interviul doar în numărul din 3 septembrie 1987 al revistei Tribuna. Deci aici este interviul cu Liviu Antonese. Mi-am și însemnat aici, în măsura în care aș putea să reproduc unele dintre răspunsurile sale la întrebările lui Valeriu Bârgeru. Am ascultat toate interviurile publicate atunci în Tribuna, poate într-un an sau doi ani de apariție ale revistei. Sunt nume, văd aici fotografiile lor, Peter Perezi, Dan Ticoșulei, o văd pe Denisa Comănescu, a fost Ion Mereșan, deci interviurile sunt aici. Poate că a depășit numărul de 30, interviurile erau aici în volum, dar nu am mai făcut efortul să locuiesc volumul pentru că le-am în această formă. Și mi s-a făcut un caz ciudat faptul că Liviu Antonese oarecum refuză să se înscrie în această generație. Sociologul, ca și formație, el știe mai mult și despre generațiile de creație, și despre generațiile biologice, și are părerea sa despre apartenența la o generație sau altă. Deci, întrebat așa, repartind o parte din studiile tale de filozofia culturii, contribuțiile directe de critică literară, rarele poezia vorbe impresă, fiecare dintre aceste preocupări m-au entuziasmat, spune cel care pune întrebările, la modul cel mai serios și mă fac să te consider un poet important al generației 10, ești adeptul scriitorului total, iar Liviu Antonese răspunde, mai mult mulțumesc pentru cuvinte,
Dacă sunt un proiect important, nu știu. Dar că nu mă simt aparținut unei generații, e simplu. Termenul mi se pare o invenție comodă a criticii, care încearcă să ascundă într-o formulă, poate utilă practice exegetice, o mare diversitate de tendințe ale disciplinei. E candidată din anii 80. La o privire cât de superficială se poate observa că în ceea ce se numește generația 80, există cel puțin 4-5 direcții de evoluție a poeziei. Și oarecum sintetizează două, trei direcții. Una, lubic-ironică, alta, aproape tragică, una livrescă, în sensul bun, alta, de un dulce neosemănătoism, și așa mai departe. Dacă sunt adeptul scriitorului total, nu știu prea bine ce înseamnă asta. Ceea ce știu este că vremea poetului Liviu, în abilanda sa reversare, cum spunea